Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este Lucian Sabados, director artistic și selecționer unic al Roa Danube International Jazz Festival Galați 2022. Bună seara, Lucian! Bună seara și mulțumesc mult de invitație, Sorin! Mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Avem astăzi o emisiune cu multă armonie, pentru că vorbim despre jazz, despre un eveniment care va începe joi, 15 septembrie, se numește Roa Danube International Jazz Festival, 4 zile de concerte în orașul de la Dunăre. Ce aduce nou, din punctul tău de vedere, această acțiune în peisajul jazz din România? În primul rând, am dorit foarte mult ca festivalul nostru, pentru că este al nostru, să aibă un specific. Așa că întrebarea ta îmi ridică bine la fileu mie. Am dorit să fie puțin altfel. Cele mai multe festivaluri din România sunt dedicate și cu îndreptățire, e adevărat, sunt dedicate artiștilor români, trebuie promovați, trebuie încurajați, trebuie întărită cumva piața muzicală a jazzului, care să recunoaștem în România încă nu este bine așezată, este o piață destul de vulnerabilă și toată lumea spune că este o muzică de nișă, jazzul este o muzică de nișă. Eu, cu propunerile mele de festival, de invitații, am încercat să, nu numai să contrazic, dar să susțin teoria mea că există numai muzică bună și muzică proastă. Prin ceea ce am propus gălățenilor și iubitorilor de jazz din această zonă atât de frumoasă din sud-estul României, am propus aducerea, invitarea unor reprezentanți de frunte ai unor școli importante, de școli naționale ale jazzului european. M-am gândit că anul ăsta trebuie să fim o primă ediție, o ediție pilot. M-am gândit să fie invitați mai mult din Europa, urmând că poate în anii următori, dacă vor mai fi ediții, să apelăm sigur și la jazzmenii americani și cei cubanezi. Din Europa am propus câteva școli extrem de interesante care au o voce distinctă și care de ani de zile reprezintă cu succes un pol al valorii în jazzul european. E vorba de școala poloneză, școala maghiară, școala germană, școala portugheză, foarte puțin cunoscută din păcate, austriecii care prin Vesnic, o să vorbim despre el, sparge, ca și reprezentantul Germaniei, eu creau, sparg aceste idei preconcepute că poate nemții sau austriecii sunt puțin mai, cum să vă spun, cu niște sertare, că funcționează puțin prea previzibil și academic. Nu. Ei vor sparge aceste idei preconcepute. Merg mai departe, e vorba de o școală pe care o apreciez foarte mult și o cunosc destul de bine, școala israeliană. Iată că noi și Eurovisionul i-am adus pe israelieni împreună cu Europa. M-am glumesc, bineînțeles. Dar, sigur, e foarte important să fie și cel puțin un reprezentant al jazzului românesc. Jazzul românesc are un moment interesant, se ridică tineri care au de luptat, spuneam, cu o piață destul de dificil de structurat, dificil de întreținut. Vânzările la spectacole de jazz deocamdată nu sunt compatibile cu cele de la concertele de rock, bineînțeles. Și atunci m-am gândit ca România să fie reprezentată într-un mod nu numai simbolic, ci valoric, de unul dintre cei mai valoroși muzicieni și un muzician extrem de riguros, un muzician care trădează pasiunea, de la tine știu această calitate a lui specială, apropiarea de matematică. Acest Nicu Patoi, un chitarist extrem de iubit, extrem de curtat de mari muzicieni din România care l-au chemat ca artist invitat în formulele lor,
dar care a știut foarte bine să-și facă propriul drum și să-și gândească un proiect personal, acest Platonic Band. Și care o să vorbim despre fiecare dintre trupele care vor concerta la acest festival. Spuneam că este prima ediție a festivalului Rodeniub International Jazz Festival. Asta nu înseamnă că este primul festival de jazz care are loc la Galați. Nu, Galațiul a găzduit de-a lungul timpului numeroase ediții de jazz. Au fost invitate și formații din străinătate de-a lungul timpului. Nu trebuie pus, știu eu, o linie de demarcație foarte clară. Dom'le, până acum n-a fost jazz și de acum încolo, iată, a început să apară jazzul internațional la Galați. În toate prezențele mele promoționale pentru acest festival la posturi importante și naționale, am subliniat acest lucru, faptul că aici este o tradiție delungată. Eu am fost martor, fiind ani de zile la Brăila, am fost martor la câteva ediții de festival. Este un festival, era un festival și este în continuare, înțeleg, un festival care combină și jazzul și bluesul. Din punctul nostru de vedere, nu răspusesem eu pentru că la întrebarea ta, pentru că am această mică deformație de fost critic teatral și mă pierd de câteodată în niște paranteze. Revin puțin la prima dată întrebare, succint. Specificul festivalului nostru este valoare, diversitate, mă refer la diversitatea stilurilor, o imagine compozită a jazzului contemporan, pentru că toți invitații de la această ediție sunt nume consacrate în jazzul european, ba unii dintre ei, doi dintre ei, nu spun cine, vă las pe dumneavoastră la sfârșitul vizionării festivalului să apreciați, cu cotă extrem de importantă, adică și dincolo, transoceanic. Oh, sigur, sunt, de fapt, la momentul acesta, sunt sigur că cei care ne urmăresc, telespectatorii din Galați, din Brăila, care au reușit să afle despre festivalul Rodeniub International Jazz Festival, care au citit materialele pe care le-am publicat în această perioadă, descrierea trupelor, au reușit să-și facă o idee și să vadă că sunt trupe, așa cum sunt cele din Ungaria, Franța, chiar din Israel, care au au multe concerte în Statele Unite ale Americii. Exact. O să vorbim despre acest lucru, să spunem că nu s-a pus tocmai ușor pe portativ acest festival și asta și din cauza faptului că dacă ne gândim din 8 trupe care vor concerta pe scenele gălățene în următoarele 4 zile de pe 15 pe 18 septembrie, 7 sunt din străinătate. Iar în această perioadă, dacă luăm în considerație ceea ce se întâmplă cu companiile de zbor, a fost realmente o aventură. Adică fă rezervare de avion unei anumite formații, o formație care chiar spunem că e din Franța, nu înseamnă că toți vin din aceeași localitate sau din aceeași țară. Exact. Da? După care afli că, de exemplu, Blue Air nu mai zboară și asta când se întâmplă cu o săptămână înainte. Vinerea trecută. Da. Deci, foarte complicat. A fost într-adevăr o aventură. Cheltuială mare de energie și nu numai. Eu sper că în toate aceste dificultăți, toate greutățile pe care am avut să le-am întâmpinat, vor fi răsplătite de entuziasmul și atenția și delectarea publicului, pentru că acum e foarte simplu să fim verificați. Poate înainte, când nu era YouTube, nu erau mijloace acestea, puteam să spun eu înainte de un festival, oameni buni, veniți pentru că e extraordinar, pe cuvântul meu de onoare. Nu, acum e foarte simplu. Gălățeanu are toate instrumentele să verifice la un moment dat, ce interesa sigur de fenomenul jazzistic, să verifice temeiul sau și valoarea cuvintelor noastre. Cred că nu exagerăm să spunem că în peisajul actual al festivalurilor de jazz, și știu ce spun, în afară de festivalul de la Gărâna, care este exemplar într-adevăr, nici Sibiu nu mai este ce era, Gărâna este foarte importantă și cu niște fonduri nu reușesc să înțeleg de unde au atâtea fonduri să invite atâtea vedete. Este festivalul Jazz in the Park, într-adevăr, la Cluj, la Cluj, da. Cu foarte multe, cu o listă impresionantă.
Dar să știți că din spate noi suntem cam pe poziția a treia și nu este patriotist local, pur și simplu cunosc piața, știu despre ce festivaluri sunt. Ceea ce nu înseamnă că ceea ce s-a făcut până acum la Galați nu a fost o muncă extrem de valoroasă, importantă, pentru că acele ediții și acest festival care merge în continuare, înțeleg că e săptămâna următoare după al nostru, au reușit să adune publicul, să coaguleze iubitorii genului alături de fenomenul, ceea ce e foarte bine, adică eu cred că, în primul rând că nu există concurență și oricum concurența face bine, cei mai câștigați sunt gălățenii, este evident. Sigur, au posibilitatea să vadă diverse rețete de spectacol. Apropo de trupe care vin, aceste formații cu nume, la rândul lor sunt niște trupe foarte pretențioase. Vor ca atunci când urcă pe scenă să aibă la dispoziție aparatură de foarte bună calitate. Și atunci a fost o provocare pentru organizatori să găsească un rider tehnic care să fie pe placul acestor formații. Iar când vorbești despre trupe care apar la un moment dat în aceleași concerte cu Cicorea sau mai știu eu, cu Stan Getz, pe vremuri, nu poți pune problema, lasă-mă că o să cânte ăla, nu-i dăm Fender Stratocaster, îi dăm o chitară Regin, vedem noi, poate îl păcălim. Nu merge, la nivelul lor nu merge. Eu cerut să fac acest confrunt, să le spunem exact ce putem să le oferim, tocmai pentru a nu avea surprize. Deci la ei elementul surpriză sau țeapă, să zic mai urât, nu există. Sau există, poți să o faci odată, după care te-ai discreditat definitiv, pentru că e o lume mică totuși, lumea festivalului de jazz în lume, chiar dacă sunt destule, dar una peste alta nu sunt extrem de multe, și atunci îți plătesc numele de la început. Și pretențioși la partea aceasta de sunet. Dar ei trebuie să se simtă foarte bine pe scenă, să sune așa. Mi se pare normal, e formă de respect față de auditor, de spectator, pentru că și e adevărat, ei vin cu o carte de vizită în spate, vin cu o istorie, cu un pedigree, și atunci nu putem noi să le... Au fost eforturi mari, dar nu vreau să aibă telespectatorii noștri dragi sentimentul că ne plângem. Nu, Doamne ferește! Însă trebuie să știe că este un festival, vorbind de specificul festivalului, este un festival ca dincolo. Asta e foarte important. Începând de la invitați, până la calitatea și exigențele sunetului, exigențele imaginilor, exigențele de a nu fi filmați. Nu avem voie să filmăm decât cu o singură cameră, m-am luptat din răzputeri pentru arhiva festivalului și asta a fost argumentul care i-a convins. Haideți să încercăm să vorbim despre fiecare dintre cele patru seri de festival. În prima seară deschidem cu Platonic Band, Nicu Patoi, Berti Barbera, Adrian Ciuplea și Răzvan Lapi Lupu. Nicu Patoi, care este un chitarist gălățean, îl cunosc de când era mic, chiar am avut plăcerea să fim la un moment dat în aceeași formație, cântam noi rock prin formația Phoebus, prin formația Autograph. Nicu, bineînțeles că era un chitarist mai bun decât eram eu și dovadă că, iată, a performat în timp și a făcut din dragostea pentru chitară o meserie. Este unul dintre oamenii cei mai căutați astăzi. Foarte la plăcuți. Capitolul chitară. Este un virtuos al instrumentului. Este un tip foarte calculat, atât din punct de vedere al pieselor pe care le abordează, cât și al concertelor la care participă. Exact, este un om, un profesionist imbatabil. De la exigențele legate de calitatea, să zic, organizării, pentru că el își asigură sunetul și lumina, dar oricum trebuie să fie primit cum trebuie și respectat ca atare, trebuie să are niște condiții pe care le pune și condiții minimale față de ceilalți din vest. Nicu este un perfecționist. Este și un compozitor foarte interesant. Este un improvizator. Cu toate că în concertele lui, el mi-a spus, îmi permit foarte rar să ies dintr-o anumită improvizație, dar improvizația tot lui aparține și și-o respectă, tocmai această structură și apropierea lui de matematică. La fel sunt ceilalți trei membri ai trupei care au gândit împreună, au construit împreună acest discurs muzical și pe care îl respectă cu sfințenie. Deci nu există
Ei tratează cu aceea seriozitate un concert care i-am văzut de curând în august la festivalul de jazz rock de la Câmpina. Ziceți Câmpina, toate că e un festival interesant, de-a dreptul. Erau de o precizie matematică și foarte bine puși la punct din toate punctele de vedere. Eu cred că la noi vor fi și mai și am un argument serios. Ambiția lui și iubirea față de Galați. Știți ce emoție are? Știi ce emoție are? Eu știu, pentru că vorbesc cu el la telefon, da. și chiar zice, mi-a spus că vrea să vină chiar cu o zi mai devreme, să, da, fie sigur că totul astăzi, este ok. Mi-a spus astăzi, am pus și eu cărbun, cum să spune, am pus cărbun peste foc, în sensul că am zis, l-am văzut între timp și la un festival la Ploiești și am spus, Nicu, ambiție maximă, festival de jazz, sunt gălățenii tăi, toți te iubesc, abia te așteaptă pentru că ești un mare artist. Cât mai jazzy. Nici nu trebuie să-i spun mai mult. Și sunt convins, din punctul ăsta de vedere, că fără a pierde cu nimic strălucirea de rock, de improvizație... Da, el este îndrăgostit și de, pop, de jazz și pop, rock aceasta, exact. Și de rock în special. Deci nu va pierde nimic din strălucirea pe care o cunoaștem deja. Dar are o grijă specială de a propune piese din repertoriul lui care sunt cele mai la graniță cu jazzul. Asta mi-a promis și sunt absolut convins. Și încă un detaliu care o să vă facă plăcere. Prima oară m-a întrebat câte minute să fie. Stați să vedeți că e interesant. Era la telefon discuția. Și am zis așa, eu știu vreo 60-65 de minute. Zice, dar nu vrei 90? Dar el mi-a zis de obicei trebuie să știți că cei care nu sunt bântuiți de pasiune cum este Nicu, Nicu e și pasionat, iubește enorm de mult ce face și chitara, dar sunt alții care ar fi zis, ai, perfect, 60 de minute e perfect, boss, și încă un solo și încă un bis și am terminat. Imediat a sărit Nicu și mi-a zis, dar Lucian, de ce nu vrei 90? Am fost cel mai bucuros, vă dați seama, va fi o deschidere, vă spun eu dacă va fi o deschidere, o să ne simțim cu toții bine, pentru că Nicu se întoarce acasă să facă un cadou gălățenilor. Cadou se numește talentul lui și al celor trei colegi. Platonic va fi, Benz, va, da, fi o deschidere minunată. Da, foarte buni toți trei. Berti Barbera chiar nu trebuie să-l mai prezentăm. Este un om foarte cunoscut, un om Adi, atât de media, da, cât și de muzică. Da, un vocalist foarte bun, un percuționist foarte bun. E un om care cântă bine la muzicuță. Entertainer, e un entertainer, da, da. Știe, Răzvan Lapi Lupu a cântat cu cele mai importante foarte formații trupe din România. Chiar la un moment dat exista și o glumă în lumea lor și că e mai ușor să spui despre Lapi cu cine nu, cu a, cine cântat. Nu a cântat, da. Este. Iar despre Adrian Ciuplea, chitaristul bas și care cântă și la violoncel. La violoncel, atât trebuie să le spunem celor care nu-l cunosc, este acel chitarist bas care a fost selecționat de unul dintre cei mai mari chitariști ai acestei planete, e vorba de Steve Vai, da, atunci când a fost vorba să plece într-un turneu prin Europa. Da. Ei, Adrian Ciuplea a fost lângă Steve Vai, l-am văzut și eu aici la București, da, era de acolo din poveste. Deci da, omul da, este un... Nu, avem o deschidere pe cinste și mai ales că e în aer liber, sper să fim cât mai mulți, intrare liberă. La Grădina Botanică, la Grădina joi, Botanică, pe 15 de la ora 19. Da, fără niciun fel de rezervare puteți intra la Grădina Botanică. Intrarea dinspre BAC, da? Intrați pe intrarea principală, scena va fi undeva în partea dreaptă, iar oamenii vor sta pe acea pajiște. Superb, da, da, foarte frumos. Scaune, dacă vreți să vă aduceți păturici sau știu eu, scaunele de acasă foarte bine, o să avem și noi puse scaune pentru spectatori. O seară relaxantă, se anunță și o vreme foarte frumoasă, călduroasă, da, joi, da, prognoza 30, spune că 30-31 de grade, da, aici da, la Galați. Deschide prima seară de festival Nicu Patoi cu Platonic Band, după care au posibilitatea gălățenii brăilenii, cei care vor veni la acest festival, să vadă o trupă senzațională din Austria, da. Rafael Vresnic. Da, este unul dintre cotat ca unul dintre cei mai talentați, are doar 41 de ani, e tânăr, este un showman extraordinar, pe lângă faptul că este un organist. Trebuie să fac o precizare, cântă pe acea orgă extraordinară Hammond B3, care este orga
lansată de Jimmy Smith și de alți mari... Hammond, acela sunetul acela de ordine de biserică care se apropie. Extraordinar. Da, la un moment dat John Lord folosea de la exact. Purple, folosea foarte John mult Lord, această, da. Acest sunet. E, Vresnic, eu îl știu dintr-o altă formulă, cu Harry Sokal, de asemenea un foarte interesant saxofonist, tot austriac. El era în planul 2, Rafael. Și mi-a plăcut extraordinar de mult, a fost invitat mai de mult acum vreo 12 ani, dar mi-a rămas în cap și când l-am chemat a fost fericit pentru că lui îi place să cânte în formulă de 3. Are, sigur, concerte și în formule mult mai extinse. Da, e mai cunoscut cu The Soul Gift Band, acea trupă care are și pachet de suflători, care sună foarte, foarte bine din punctul meu de vedere. Dar el a preferat formula asta de 3 să mi-o propună. Alături de un toboșar cu care performă de fiecare dată și un foarte interesant, el de obicei cântă cu un chitarist, Igor Prado, dar în ultimii 3-4 ani cântă cu acest Enrico Crivellaro, care este foarte un foarte bun chitarist italian și care fac o mică mențiune, vine cu trenul, probabil că nu suportă avionul, dar îmi place de mor că va veni sau va opri în gara Galați și va veni la hotel pâși-pâși, treaba lui cum vine. L-am urmărit pe acest chitarist, mi s-a părut foarte interesant. De ce? Pe lângă faptul că în formula aceasta de trio cu Rafael Vresnic se remarcă ca fiind un foarte bun armonist, e bine, l-am urmărit pe acest chitarist și cu trupa lui de blues. Are o trupă de blues italiană. Da. Are niște solouri senzaționale, deci are multe momente în care mi-aduce aminte, felul în care atacă solourile acestea de blues, mi-aduce aminte de Joe Bonamassa. Aia e Bonamassa, da, frumoasă apropiere. Da, da. Deci are un ton... Și în show-ul nostru va avea multe, pentru că sunt cele două elemente de solistică, orga și chitara, dar și din spate toboșarul este... E foarte interesantă muzica lui și foarte plăcută, foarte, foarte plăcută. Aveți încredere și în Sorin și în mine. Vă spuneam de acest cadru natural extraordinar care este Grădina Botanică. Imaginați-vă după 9:30 seara că se vor, arunca asupra noastră cele mai interesante și tentante și dansabile ritmuri. Va fi foarte mult funky. Da, ai spus 9:30 seara și nu sunt chiar de acord. Dacă facem un calcul simplu, Nicu Patoi va începe la ora 19. Dacă va performa o oră și jumătate, iată, să face 20-30, ar trebui să stăm o oră jumate până când să-l vedem pe Rafael Vresnic. În continuare. Deci va fi funky, cântă blues, cântă rhythm and blues și soul. Deci genurile cele mai agreabile și cele mai apropiate, genuri de graniță cu jazzul, însă totul structurat într-o manieră jazzy, clar. Deci asta a fost prima zi, asta va fi prima zi de festival, joi 15 septembrie, începând cu ora 19. Grădina Botanică din Galați, puteți veni, intrarea este liberă. Nu trebuie să faceți niciun fel de rezervare pentru prima seară de festival. Veniți la Grădina Botanică și puteți vedea două concerte senzaționale. Platonic Band de la ora 19 și Rafael Vresnic din Austria, în continuare a recitalului lui Nicu Patoi. Seara a doua de festival. Ne mutăm din Grădina Botanică și ne ducem la o sală de spectacol, Aula Magna a Universității Danubius. O sală în formă de amfiteatru, cu o acustică bună, o sală cu 230-240 de locuri, care astăzi pare neîncăpătoare dacă este să mă iau după numărul de telefoane. Enorm, ce rezervări efective, cu nume, cu telefon, număr de telefon, cu numele de familie. Deci pentru concertele de vineri, sâmbătă și duminică, telespectatorii noștri, pentru a deveni spectatori de festival, trebuiau să sune la un număr de telefon 0741-316-854. Cred că o mai pot face încă, pentru că mă gândesc, poate vor fi spectatori care... Eu așa gândesc. Eu gândesc că... Mie nu-mi place, am experiență lungă de directorul teatru. Nu-mi vine să-i spun unui om, nu mai sunt locul. Aproape nu-mi vine. În situația de față, totuși, fiind niște reglementări destul de clare al lui ISU, în care nu te joci în răspunderea noastră organizatorului, nu poți să întinzi foarte mult coarda. Dar părerea mea că cel puțin 20-30 de persoane, dacă aveți, cum să spun, doriți să
riscați puțin, puțin să riscați, chiar dacă nu aveți încă invitația confirmată, adică n-ați făcut invitația și nu vi s-a confirmat, părea mea că 20-30 de oameni cel puțin mai putem să așezăm într-un mod civilizat în sală, dar nu mai mult, pentru că mi-e teamă puțin, intrăm pe urmă în coliziune cu alte reglementări. În a doua zi, deja e o zi foarte specială, ne întoarcem într-o sală, a prezentat-o foarte bine domnul Rugina. Aș adăuga un lucru, încă o caracteristică a sălii care este determinantă pentru o sală de jazz. Intimitate. Are o intimitate specială. Eu sunt de vină, să zic, am ales această aulă, glumesc. Mi-a plăcut foarte mult, am un feeling special față de ea, am organizat deja câteva spectacole de teatru și am văzut cât de bine se simte publicul, pentru că eu știu treaba asta. Și funcționează foarte bine, mai bine decât la teatru, la jazz, această comunicare, această proximitate a spectatorului și a artistului creează un interplay, ca și între jazzmen între ei, se creează o chimie specială. Dacă e o sală mare, sigur, se poate auzi foarte bine, dar vă spun un secret, pentru domnul Rugină nu e un secret. Jazzmenii au mare nevoie de acest feedback al publicului. Au mare, mare nevoie. Sunt la fel de buni profesioniști într-o seară, dar participarea lor, cota de participare sufletească, nu muzicală, e poate mai puțin spectaculoasă decât în fața unei sări care simte acea muzică și îți trimite ție ca muzician înapoi răspunsul. Deci este o sală pe care sper din suflet să o introduc cu această ocazie într-un acest circuit de săl de festivalul de jazz și ajutați-ne să dovedim acest lucru, dragi telespectatori. Seara a doua a festivalului Road Danube International Jazz Festival, o seară cu școală de jazz din Portugalia, Mario Lajinha, unul dintre cei mai cunoscuți jazzmen din Portugalia. Și nu numai, este foarte cunoscut și ca pianist, vine cu în formulă de trio cu bas-baterie, formula clasică de trio în jazz. Toți trei sunt niște instrumentiști excepționali, dar Lajinha are o sensibilitate, are o cultură, este un om extrem de elevat. Acest nivel al lui de distilare, pentru că vorbim de un proiect Chopin, ce poate fi mai frumos decât, chiar dacă nu suntem foarte apropiați de muzica simfonică, dar am auzit în filme, în spectacole, la radio, imposibil să-mi fi auzit câteva piese de Chopin. E, imaginați-vă discursul muzical al Chopin, atât de rafinat și romantic, translatat în jazz cu un rafinament, dar și multă, multă strălucire, și piese de mare, mare virtuozitate. Este proiectul pe care mi l-a propus Lajinha, un proiect pe care eu îl doream de foarte mulți ani, dar nu mai speram. E un proiect puțin mai vechi, are deja vreo 12 ani. Am adus și cu mine și acest CD special. E un CD cu o poveste lungă. Mario Lajinha, 90 de minute de reverie. Iată că jazzul, mai ales, și nu-s puțin, de exemplu, preferatul meu ca pianist este Bill Evans, marele pianist, și care era la fel de romantic. O să vedem prin Lajinha, deci un discurs, un jazz, altfel decât știți dumneavoastră. Al doilea concert este opus, este exploziv, cum este în general muzica bebop. Pentru că al doilea concert cu Jean-Luc Blonion, și vintetul lui, trebuie să știți că Jean-Luc Blonion e de cei mai răsfățate personaje din jazzul francez, este foarte iubit, foarte premiat, are 70 de ani, este un trompetist minunat, dar este un foarte interesant muzician, e foarte complet, el e compozitor, e șef de orchestră, a condus ani de zile, mai mult de 20 Big de ani, Big Band-ul din Paris, oameni buni, și Big Band-ul din Paris l-am avut și eu, l-am avut în festival la Plești. Și este un om strălucitor și mai are este un showman perfect, cu toate că are 70 de ani, și mai are o calitate specială. Știe această tehnică a improvizației vocale, sket,
de la Ella Fitzgerald încoace, tehnica skeet era consacrată. E, să-l auziți pe Jean-Luc cum improvizează, ai senzația că are și text în spate, nu e nimic, nu e niciun cuvânt inteligibil, dar totul este cu o fluență și cu o interpretare. Eu am rămas trăznit prima oară când l-am auzit live. Sper să vă bucure cum a bucurat pe mine. E un personaj istoric. De ce? Pentru că atât de mult a iubit această muzică bebop, muzica anilor 40, sfârșitul anilor 40-50, cea mai spectaculoasă după război, al doilea război mondial. A cântat cu Dizzy Gillespie. A cântat de două ori cu Dizzy Gillespie și cu alți muzicieni din zona istorică a bebopului. Deci este o seară pentru toată lumea. Spuneam că începem cu Chopin și terminăm cu Dizzy Gillespie, de fapt cu Jean-Luc Blouignon. Sunt trei francezi, el, așa, pianistul și basistul, și doi japonezi. O să zice ce caută japonezi. Foarte interesant sunt japonezii și aceștia doi, dar zic ei ca fenomen sunt foarte interesanți, sunt ca un bureteci. Cele mai bănoase, cele mai puternice festivaluri din lume de jazz sunt cele din Japonia. Seară foarte interesantă această seară de vineri la Aula Magna Universității Danubius din Galați. Până când nu am discutat despre acest festival de jazz, recunosc, nu auzisem niciodată despre Mario Laginia, Laginia, da, din Portugalia. Am citit, l-am ascultat, dacă vrei să mă crezi, astăzi când vorbim, din toată această panoplie, exceptându-l pe Nicu, care mi-este prieten, nu pot să fiu obiectiv 100%, dar e foarte apropiat de gustul meu ceea ce cântă Mario Laginia. Deci e genul acela de jazz care e apropiat de, care îmi transmite mie un anumit tip de emoție. Am citit într-un interviu, chiar vorbea despre faptul că stilul său muzical a fost influențat de jazzmenul american Keith Jarrett, da? Un muzician care la rândul său a cântat cu Charles Lloyd, cu Miles Davis la vremea respectivă. Chiar a debutat cu Miles Davis. Da. Iar despre Jean-Luc Blouignon, ce să spun, am aflat lucruri noi și... am văzut la un moment dat că unul dintre premiile muzicale pe care le-a obținut se numea Django d'Or. Pe lângă acesta Boris Vian. Da. Zic Boris Vian. Păi stai puțin că ăsta este scriitor. Creator, chiar da. Unul pe care pe mine m-a entuziasmat cu cartea sa Spuma zilelor. Da. Și am aflat că de fapt Boris Vian a fost și un este foarte și interesant, foarte interesant. Clarinetist parcă. Da, suflător. Suflător, da. Da, un jazzman și habar n-aveam. Zic, uite bă, că aflu lucruri noi, știi? Anii 60 în Franța au fost fabuloși și din punctul ăsta de vedere, pentru că din cauza segregației rasiale la care erau supuși jazzmenii negri în anii 50, foarte mulți s-au refugiat în Europa și cei mai mulți au fost în Franța, în frunte cu Miles Davis, care a trăit mai mult de 15 ani în Franța. Așa s-a creat o prietenie și o camaraderie între mari poeți, mari și Jean-Paul Sartre și Camus erau nebuniți după jazz. Așa că nu e nimic întâmplător. Mă refeream acum la Boris Vian. Da. Ziua a treia de festival. Școala de jazz din Israel și școala de jazz din Germania. Omri Mor și Yo Kraus. Da, pentru mine este poate seara cea mai paradoxală și explozivă. Nu explozivă în sensul exterior, ci a unor discursuri muzicale extrem de originale. Vă spun de ce. Primul este sigur Omri Mor, vine în formulă de quintet. Trebuie să știți că școala israeliană, în general de jazz, dar în special de pianiști de jazz, este uriașă. A dat jazzului mondial, ce să zic, Dave Brubeck și multe alte nume. Dar în cazul nostru Omri Mor are doar 31 de ani, cred, 31 de ani, da. L-am mai văzut, l-am mai avut invitat, vine într-o formulă extrem de exotică. De ce? Pentru că el face o mixtură între influențele, sigur, influența evreiască, care este foarte interesantă, ea e diluată în jazz, influența din Africa de Nord, în special zona Maroc, e fascinat de ritmurile și de sonorități și de flavorul ăsta al Maghrebului și chiar multe
ritmuri sudamericane în frunte cu salsa. Deci e o mixtură, dar care sună extraordinar de original. Deci nu este un ghiveci, este o mixtură de o calitate, pentru că totul e transfigurat prin piesele lui. Va veni toate piesele care vor fi prezentate de Om Primor, sunt piesele scrise de el în timpul pandemiei, și precizat chestia asta. Doi ani foarte grei pentru jazzmen, pentru că și pentru muzicieni în general și pentru artiști care n-au putut să comunice, evident, să se întâlnească cu dumneavoastră. Deci e un concert absolut special în care veți găsi, vă spuneam, cele trei ingrediente și multe altele. Este o muzică de un exotism care te poartă. Te poartă prin teritorii imaginare fascinante. Al doilea recital mi-e și mai mult la suflet, pentru că e o prietenie mai veche între mine și Joe Kraus. Joe Kraus, trebuie să știți că este un alt răsfățat, cum era Jean-Luc Blognon pentru francez, așa este Joe Kraus pentru nemți. Deci este un răsfățat, cântă cu cele mai mari trupe, nu din Germania, ci din lume. Cântă foarte des, de exemplu, cu un alt bun prieten, și nu că e prieten cu mine, un mare pianist, Omar Souza, de origine cubaneză, dar trăiește în Statele Unite, cântă foarte des cu el și cu Paolo Frezu, care este, culmea, cântă tot la flugelhorn, pentru că nu cântă la trompeta apropiată, ci la flugelhorn cântă eu. Și e un concert fabulos între el și cu Paolo Frezu, tot la, o să ziceți, ce caută două flugelhorn, cum sună? Sună fascinant, pentru că când une asigură armonia și celălalt solistica și invers. Tot proiectul lui este un proiect adorabil, se numește We are doing well. Este ultimul lui album din 2021, din toamnă. De ce e extraordinar? Pentru că el în general e un om neconvențional. E micuț așa, de obicei vine, nu de puține ori vine în training. De el e un muzician perfect, a fost șef de orchestră și el, spunea că a fost director muzical la Friedrichstadt Palace, marele program de varietăți din anii 80. Da, cei din generația mea, a părinților mei, cu siguranță știu mai multe despre Friedrichstadt Palace. Pe vremea lui Ceaușescu. Da, pe vremea lui Ceaușescu erau singurele concerte pe care le puteam vedea din Republica Democrată Germană, unde apăreau da, scene de astea cu trepte luminate, cu lumini, cu balerini. Ca la francez, era de la Berlinul. Cu balerine de acestea care erau îmbrăcate mai sumar. Mă rog, ne uitam ca proștii acolo, și când la noi apăreau, mă rog, toate solistele îmbrăcate regulamentar, dacă poți să mai citit spune. Eu, dar o să vedeți, toți patru sunt minunați muzicieni, și Ralf Schmidt, un pianist minunat, care la rândul lui șef de orchestră, vă dați seama, și aici, este mâna a doua, cum ar veni, dar nu e mâna a doua, că toți sunt muzicieni perfecți. Acest proiect, We Are Doing Well, o să vă facă bine, credeți-mă. Are o muzică atât de haioasă, n-am alt cuvânt, surprinzătoare, pentru că vă așteptați jazzul uneori, eu știu, pare puțin sofisticat, lucubrat. Nu, totul este proaspăt, a suflat praful eu peste tot, a avut el chef după toată nebunia asta cu pandemia, a zis, hai să ne simțim bine. Și asta este starea pe care o dă, starea generală. Poate fi găsit repede, în două zile, pe Spotify găsiți We Are Doing Well și o să vedeți că nu exagerez cu nimic. E o bucurie să avem această trupă și acest proiect atât de repede după ce a fost lansat în Germania. Să vorbim și despre ultima zi de festival cu un nume greu al jazzului internațional. Vorbesc acum despre Jabe, trupa din Ungaria. O trupă despre care, dacă spunem numai că are un proiect proaspăt cu chitaristul formației Genesis, cu Steve Hackett, cred că i-am descris destul de bine. Dar nu asta îi caracterizează pe cei de la Jabe. Sunt niște muzicieni absolut cântă absolut împreună numați. De peste 25 de ani. Atenție! Aici fac o mică paranteză. Singurul meu reproș, care nu e un reproș, am și explicația lor, a muzicienilor, pentru că sunt prieteni cu jazzmenii români. Din cauza fragilității acestei piețe, a nesiguranței zilei de mâine, sigur că proiectele de jazz românești n-au această, să zic, dominantă sau caracteristică a lucrurilor extrem de bine făcute, cum e la Nicu Patoi, pentru că el lucrează la acest proiect de la sfârșitul anilor 90 la Platonic Band.
Și atunci nu ai timp, dacă astăzi cânți cu doi muzicieni sau trei muzicieni foarte buni de acord, un proiect care are un specific, peste o săptămână, pentru că asta e piața, am prins o cântare, așa se zice, cântare cu alții, ei toți fiind foarte buni. Însă, din păcate, proiectele nu au, să zic, o durată mai lungă, nu au timp să se cunoască, pentru că acest interplay, această comunicare între muzicienii de jazz se construiește în timp. De la, se stabilește la repetiții, la repetiții. Ei n-au timp, dacă fugi ca o albinuță dintr-un proiect, într-un proiect, în alt proiect, n-ai timp să consolidezi, să aprofundezi, să mergi pe verticala proiectului. De cântat cântă toți bine, dar ce rămâne după aia? Problema ce rămâne după aia? Sunt puțini în România care au avut această ambiție aproape sinucigașă de a renunța eventual la niște tentații a unor cântări și a rămâne în studio în continuare cu colegii lor de trupă. Puțini au rezistența asta. La geabe este exact invers. Ei au construit, nu cântă în alte variante, nu știu dacă e rețeta perfectă, nici n-am mai auzit de așa trupă, ei cântă numai împreună și atunci au creat un concept muzical atât de organic, atât de legat, încât îți transmite ție ca auditor această construcție precisă, sigură, completă și emoționantă. Multă emoție. Ei cântă și un jazz pe care eu îl iubesc, ca și Sorin iubește jazzul ăsta foarte mult, jazz rock. Este un jazz rock curat cu inflexiuni etno, dar când zic etno a început să fie puțin peorativ termenul, că unii se refugiază în spatele acestui cuvânt și fac tot felul de construcții lucubrate, iau Sanie cu Zurgălești și nu mai înțelegi nimic deja din a doua, expun tema și la improvizație nu mai înțelegi nimic. Nu, la geabe este totul extrem de organic. Trebuie să știți că cântă destul de des în Statele Unite, în Canada, am albumul, este un... E ușor de găsit până la urmă, da, de căutare geabe și da, hai să vezi și dați cartea căutare, de vizită. Și concertul de la Edmonton, în care este, e un mare festival la Edmonton, să vedeți directorul festivalului cum vorbește despre această trupă, să vedeți extrasele de presă despre geabe, ce spune Steve Hackett, ce spun atâția oameni. Această trupă, că zici, bă, vin și aia din Ungaria, fără să vrem, mai avem niște partipriuri, ce caută și sunt spectaculoși. Nu, cred că se pune problema. Dar sunt niște, și au fost cei mai riguroși în ceea ce ne privește ca organizator, mă refer la respectarea cu sfințenia radarului tehnic, al condițiilor, dar și ei vor da totul. Sunt niște profesioniști perfecți. Geabe, o mare trupă. Asta e ziua a patra, mai precis ziua de duminică. O zi de duminică pe care noi am încercat la un moment dat și încă mai încercăm să o splităm. Geabe să concerteze la sala Aula Magna Universității Danubius din Galați, începând cu ora 19, iar închiderea festivalului cu această doamnă minunată a jazzului internațional, Beata Prisbitec. Prisbitec, mă rog, e poloneză. E limba imposibilă. Da, eu știu pentru că am mai avut o dată invitată și atunci... Da, e o persoană care cântă un soi de smooth jazz. Smooth jazz, da. Da, o muzică de-asta liniștitoare, dar chiar dacă este o muzică mai... Cu muzicieni de primă mărime. Foarte buni acești. Muzicieni de prim, pianistul ăla aici, basistul Adam, da, minunați. Încercăm să vedem dacă putem să organizăm închiderea festivalului cu Beata Prisbitec. Prisbitec. Am să te las numai pe tine. Zi numai Beata și eu zic Prisbitec. Okay. Undeva într-un spațiu neconvențional. Deasupra primăriei este o terasă care e foarte faină pentru organizat evenimente. Și pe mine m-a surprins, foarte plăcut. Sunt puține posibilități de amplasare de locuri acolo, adică maxim 80-90 de scaune pot fi amplasate. Fapt pentru care am zis, hai să încercăm să facem așa, închiderea o facem acolo, locurile vor fi scoase din nou în atenția gălățenilor, a brăilenilor, la același număr de telefon pe care l-am publicat în afiș, 0741316854, cu mențiunea pentru concertul Beata Prisbitec.
Aici bine funcționăm? Da, 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 chiar facem bună echipă la partea de prezentare. Avem totuși aici o mențiune de făcut. Prognoza meteo. Dacă vremea nu ne permite să realizăm un concert outdoor, duminică este o prognoză de ploaie de 80%, atunci recitalul acestei soliste din Polonia se va ține tot la Aula Magna. Deci cei care și-au luat bilete, invitații făcute, mă rog, bilete este impropriu spus, locuri. Și-au rezervat locuri la acest număr de telefon, gratuit, repet, gratuit, vor putea beneficia și de cel de-al doilea recital al trupei din Polonia. În cazul în care vremea ne va permite, vom încerca să organizăm închiderea pe acest, pe primărie, practic, da. Deasupra primăriei. Se poate intra cumva pe scări exterioare, să nu intrăm prin primărie cu toții, da. Scări exterioare prin parcare, dar vom ține legătura cu spectatorii noștri. Anunțăm sâmbătă, seară. Sâmbătă vom anunța... Când prognoza va fi cât de cât sigur, mai sigur, apropiat. Sigur, știm despre ce este vorba. Dacă acest concert se va ține la Aula Magna sau deasupra primăriei. Oricum, seara de duminică, la fel... aveți posibilitatea de a vedea două trupe diferite din punct de vedere muzical. Da. Jabe cântă într-un anumit fel, un jazz rock foarte exploziv, pe când cei din Polonia o muzică liniștitoare, o muzică vocalista aceasta este o solistă. O prezență cu totul deosebită, învăluitoare. Da, o femeie foarte frumoasă. Da, și o prezență învăluitoare și o muzică de v-am spus, cu muzicieni excepționali, foarte buni, pentru că polonezii sunt chiar peste unguri, vorbind de școli naționale, nu vorbind de jabe, care sunt un fenomen. Da, e o muzică extrem de plăcută. Mi-a plăcut foarte mult ideea să termin cu ea, pentru că ne lasă așa un parfum frumos, ne lasă un parfum să ne dorim să mai fie... Și altă dată, dacă se poate. Da, și ar fi fost frumos, așa știți, într-un spațiu neconvențional, începând cu ora 21:30, când se înserează bine, într-un spațiu de acesta, deasupra primăriei, nu s-au mai făcut concerte acolo. Da. Mi-ar fi plăcut să putem organiza o astfel de închidere a Festivalului Internațional de Jazz de la Galați, știu eu, cu niște lumini, cu muzică în surdină, să vedem. Suna chiar bine. Dar, până la urmă, e vorba de vreme. Dacă nu ne ajută vremea, atunci vom face un concert clasic la Aula Magna Universității Danubius. Pentru orice eventualitate, puteți suna la același număr de telefon 0741 316 854 pentru a vă rezerva loc la concertul de închidere al festivalului. În cazul în care deja aveți rezervat aveți rezervate locuri la Universitatea Danubius, nu trebuie să mai parcurgeți încă o dată această procedură. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. E vorba despre Rodeniub International Jazz Festival, un festival care este finanțat de Primăria Municipiului Galați. Chiar n-ar trebui să povestim foarte mult la vremea respectivă când am vorbit despre ideea festivalului. Am avut o discuție aplicată cu cei de la primărie, cu primarul Puchianu. A spus imediat, da, mi-ar plăcea să văd astfel de festival la Galați. Sperăm să ne iasă așa cum îl gândim, cum l-am văzut la început, cum l-am discutat. Să spunem că partenerii acestui festival sunt Consiliul Județean Galați și Universitatea Danubius. Avem și sponsori cărora trebuie să le mulțumim. Transfero, Estima Motors Brăila, dealerul Toyota pentru Galați și Brăila și firma Surfclass, cu mulțumiri foarte tari pentru, foarte puternice pentru ajutor către ETA Group, Rainic Store și grupului de firme Galtur Dunărea. Vor mai fi persoane pe care am să vreau să le menționez după acest festival. Trebuie să mi le dai, pentru prezentare. E foarte, foarte clar. Avem niște persoane la Agenția de Turism Galtur, Raluca Mihai, cea care a avut multă răbdare cu fiecare dintre trupe. Incredibilă persoană, de profesionistă, dar și optimistă. Oana Drăgănescu de la Universitatea Danubius, care iară este o persoană care ne ajută foarte foarte mult în partea aceasta de organizare. A fost puțin, dar bun. Și mai sunt oameni care chiar s-au implicat pentru realizarea unui festival așa cum
cred că totuși rețeta aceasta se la Galați, cum se fac la Galați nu s-a făcut în țară, s-au mai făcut, dar mai puține. Mai puține, da. Mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune. Mulțumesc, Dumnezeu să ne ajute. Încă o dată vă reamintesc, joi 15 septembrie, adică nu mâine, poimâine, de la ora 19, vă așteptăm la Grădina Botanică, prima zi a festivalului. Mai dăm detalii din nou acolo, o să-l vedeți pe Lucian Sabados pe scenă, povestindu-vă despre ceea ce se întâmplă joi pe scenă și în zilele următoare la sala Aula Magna a Universității Danubius. Mulțumesc mult pentru prezență. Și eu mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună tuturor. A fost o vacanță frumoasă? Acum e timpul să trăiești emoțiile de student. În luna septembrie, Universitatea Dunărea de Jos din Galați organizează înscrieri la facultățile sale conform programului afișat. Pregătește documentele necesare și depune-le online sau fizic la centrele special amenajate. Consultă zilnic site-ul admitere.ugal.ro pentru a afla cele mai noi informații despre admitere. Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Tradiție în performanță. Yeah.